Astăzi, polițiștii au făcut 26 de percheziții la cabinetele unor medici cercetați pentru luare de mită, abuz în serviciu, fals intelectual și fals material în înscrisuri oficiale. Perchezițiile sunt efectuate la mai multe unități sanitare și sunt ridicate înscrisuri și probe. La Buzău vizat este cabinetul medicului Monica Moșescu din cadrul Spitalului de Psihiatrie Săpoca. Din cercetări a reieșit că mai mulți angajați din sistemul sanitar ar fi derulat studii clinice cu încălcarea prevederilor legale. Astfel, medicii incluși în derularea de studii clinice ar fi falsificat întreaga documentație de evaluare a pacienților subiecti, fie prin falsificarea consimțământului de participare la studiu acordat de către pacient sau de către aparținătorii acestuia, fie prin consemnarea în fișele de evaluare sau foile de observație a unor aspecte false referitoare la diagnostic, starea de sănătate a pacienților, tratamentul urmat și efectele acestuia. Medicii ar fi inclus în studiu persoane care nu sufereau de afecțiunea pentru care era testat medicamentul experimental sau nu ar fi administrat medicamentul pacientului în realitate. Ulterior, medicii ar fi prezentat către sponsorul care comanda studiul, respectiv societățile percheziționate, documentele necesare avizării și aprobării punerii pe piață a respectivelor medicamente ce au făcut obiectul studiului clinic. Conducerea Spitalului de Psihiatrie Săpoca recunoaște că în acest moment în unitatea spitalicească se desfășoară astfel de teste, însă totul este legal. În anul anterior s-au derulat prin spitalul nostru 3 studii clinice, au fost implicați mai mulți medici investigatori, iar ca număr de pacienți nu vă pot spune cu precizie, dar undeva până într-o 100 de pacienți au fost înregistrați în aceste studii clinice. Există suspiciunea din partea poliției că pacienții nu și-ar fi dat acordul pentru anumite tratamente. Nu cred că își permite cineva să introducă într-un studiu clinic un pacient fără consimțământul acestuia. Sunt convinsă că, așa cum sunt metodologiile create, pacienții știau foarte bine despre ce este vorba. Și de asemenea există și suspiciunea că anumite rezultate ale acestor teste ar fi fost falsificate în scopul obținerii unor noi fonduri de la companiile pentru care se lucrează. Rezultate de noi, ca și da. Spital, da. Nu se poate. Ale medicilor, da. Clinicieni. Nu vă pot spune un lucru foarte cert, dar cu siguranță nu, medicii din spitalul nostru nu fac așa ceva. Managerul unității spitalicești exclude varianta potrivit căreia medicii din Buzău ar fi comis asemenea fapte. Cert este că polițiștii au vizat direct cabinetul medicului Monica Moșescu. Deci este o acțiune a poliției economice. Au venit, spuneam, în jur de orele 11. Au solicitat să vorbească cu doamna doctor Moșescu. Eu le-am permis, bineînțeles, lucrul ăsta. Se refereau exact la studiile clinice despre care discutam. Deocamdată, în momentul ăsta, eu știu că nu s-a făcut o percheziție, știu că s-au ridicat documente, câteva dosare, pe care îi le verifică să vadă care e situația, din ceea ce știu eu până acum, pentru că dumnealor s-au retras într-o cameră anume. Există vreo șansă să se fi întâmplat acest lucru, ca să se fi făcut astfel de studii pe pacienți care să nu-și fi dat consimțământul? Nu, în niciun caz. Asta afirm cu toată tăria. Eu îmi cunosc medicii, între ei mai, nu în vârstă, dar peste 40 de ani, doamna doctor Moșescu, cu o experiență, în niciun caz nu cred așa ceva. Polițiștii au ridicat mai multe cutii cu dosare și documente și vor continua ancheta în acest caz.